Primarul sectorului 3 este pus sub acuzare, doamnelor și domnilor. Procurorii DNA îl acuză pe Robert Negoiță de abuz în serviciu. Încercăm să aflăm mai multe de la colegul meu, Alexandru Costache. Alex, este o informație de ultimă oră. Ce știm? Te rog, te ascultăm. Da, primarul sectorului 3, Robert Negoiță, tocmai ce a plecat de la DNA în calitate de suspect pentru abuz în serviciu, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA în dosarul în care astăzi au fost percheziții la primăria sectorului 3 și în alte 16 locații din București și Ilfov. Potrivit unor surse judiciare, procurorii au căutat documentația emisă de primăria sectorului 3 pentru avizele pentru terasele de pe malul Dâmboviței din zona Pieței Unirii și a Bibliotecii Naționale. Dacă știți foarte bine, acolo sunt mai multe terase considerate de lux sau de fițe. Ei bine, procurorii DNA suspectează că unele dintre aceste terase ar fi obținut avizele de la primăria sectorului 3, de la primarul sectorului 3, Robert Negoiță, prin încălcarea legii. Prin urmare, primarul sectorului 3, Robert Negoiță, a fost pus sub acuzare pentru infracțiunea de abuz în serviciu. Deocamdată acestea sunt informațiile la cald pe care le avem cu privire la acest nou dosar penal care îl vizează pe primarul sectorului 3, Robert Negoiță. El mai are deja un dosar în judecată cu privire la operatorul de salubritate din sectorul 3. Stella?